Viorica Dencil, criticat virulent după ce scandalul INS, atât ne mai lipsea. Ar trebui să demisioneze. Premierul Viorica Dencil subliniere i-a subordonat direct Institutul Național de Statistic INS, arătând ce o astfel de decizie ar trebui să conduc de urgent la demisia din funcția acesteia, a afirmat prim vicepreședintele PNL Raluca Turcan. Începând de astăzi, specialistul în economie Viorica Dencil va aviza toate comunicatele INS. PSD ALDE pun mâna pe o nouă instituție a statului român. Astăzi este rândul INS. Prim-ministrul României, Viorica Dencil, tocmai subliniere i-a subordonat direct Institutul Național de Statistic, printr-o hotărâre de guvern. Această decizie nu poate avea o altă rațiune la bază decât aceea ce INS a prezentat adevărata fața realității economice din România, cresc subliniere terea accelerată a inflației la 5, secederea salariului net cu 145 de lei în luna ianuarie, secederea salariilor din sistemul medical, a scris, joi, Turcan pe Facebook. Lovituri din fieful lui Tudorel Toader, scrisoare deschis, prin care i se cere demisia. Ea subliniază ce o asemenea decizie ar trebui să conduc de urgent la demisia premierului. Atât ne mai lipsea ca marele specialist în economie, Viorica Dencil, să avizeze sublinierei orice comunicat care pleacă de la INS. Conchide deputatul PNL.